Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România. În depozitul de manuscrise și carte rară, lângă alte comore ale scripturilor române, se află manuscrisele lui Mihail Eminescu, cele care, în timpul bolii poetului, au ajuns la Titu Maiorescu și de la acesta din urmă, aici. 43 de volume, 7000 de foi. Unele volume sunt caiete, așa cum le-a avut Eminescu. Altele sunt foi volante adunate în volume mai târziu. Eminescu scria pe orice hârtie venea la îndemână. Avea tot timpul hârtii prin buzunare. S-au păstrat unele foi din perioada în care hoinărea prin Blaj, la 15-16 ani. Se înțelege de ce păstra Eminescu hârtiile. Ele fructificau peste ani. De ce nu învii a fost notată pentru prima oară în 1871. De ce nu vii, de ce nu vii, să mângâi ochii tăi cei vii, pe brațul tău eu să mă las, o înger blând cu linii pas. După 11 ani, ultima formă. Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așează bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu vii? Primul lucru care se vede când intri în lumea manuscriselor lui Eminescu este varietatea scrisului. Un scris caligrafic, mult împodobit, dintr-o piesă de teatru copiată la 16-17 ani. Scrisul caligrafic a rămas aproape același toată viața. Scrisul mic, rapid, armonios, al notițelor din ție, în limba germană. Se întâmplă uneori ca în acest manuscris din timpul studenției, ca scrisul să treacă de la liniște la cea mai violentă pornire sufletească. Aici, într-un manuscris tot din studenție, au apărut semnele somnului. Scrisul gazetarului, al omului matur, mai dur cu mai puține podoabe. Conținutul dictează de cele mai multe ori forma scrisului. Pe copii te iau în fugă fața negrului pământ. Lăncile scânteie în soare, arcuri se întind în vânt. Literele sunt de multe ori numai sugerate. Predomină curbe rapide, tot scrisul e avântat spre dreapta, parcă scrisul însuși sugerează bătălia. Și există un scris liniștit, lent. Lasă-te-n perin, eu îți voi da pace. Dorm tu și lasă să rămân deștept. Pe când citesc, întotdeauna îmi place din când în când să cad la tine, drept. Acest scris nouă ne-a sugerat fericirea. Un scris înalt, rapid, parcă măreț. Și din negurile vremii alor capete șclatin, vulturii lui Basarab, zimbrii neamului mușatin. Și există scrisul liniștit, din aproape toate variantele poeziei, mai am un singur dor. Liniștea în fața morții a ciobanului Mioriței. Scrisul însuși, mânuirea tocului, linia frumoasă, îi făceau o plăcere senzuală lui Eminescu, vădind în același timp aplecarea sa firească la un poet liric asupra propriei persoane.
Îi plăcea să se iscălească. Era o trecere de vreme, o deconectare. De multe ori, după ce termina iscălitura, întindea cerneala, creând zboruri și fâlfâiri de aripi cețoase. Există câteva pagini cu mici desene realizate din aceeași pornire ca și iscăliturile, în spirit clasic, cele mai multe. Celelalte ținând de latura realistă și satirică a spiritului eminescian. Dar să trecem de aspect, să ne ocupăm de operă, și anume de un singur vers din Luceafărul, caracterizarea Cătălinei, prima variantă. O luminoasă fată. Probabil că Eminescu a găsit că e prea mult pentru cea care a schimbat un Luceafăr cu copilul de casa al împărătesei. Fecioară prea curată. Probabil tot prea mult pentru Cătălina. Va încerca în altă direcție. O pasăre de fată. Păsările sunt de multe feluri, se va fi gândit Eminescu. Și din această cauză, pasăre nu caracterizează. Un giuvaier. Dar nu va fi mulțumit, poate pentru că giuvaier se poate asocia cu avere, preț, și atunci revine la pasăre, dar precizând. Cănăraș. De data aceasta e mult prea puțin pentru cea care totuși avea să îndrăgească un luceafăr, așa că în varianta care vine după mai multe luni... Un ghiocel de fată. Totuși prea pur. Un gungure. Extrage Eminescu din inepuizabila sa cunoașterea limbii. Dar, pentru că e ceva de circulație regională, renunță. Un soi frumos de fată. Poate nu-i plac asociațiile care se pot face cu soi, soi bun, soi rău. Trece la o caracterizare mai generală. O mult frumoasă fată. Probabil că îl deranjează cum sună. Mult frumoasă. Un vlăstărel de fată. Frumos, cu iz arhaic, potrivit unei legende, probabil însă prea dulce. O dalie. Găsește Eminescu și e deosebit de frumos, o dalie de fată. Dar se vede că nu i-a plăcut caracterul folcloric al epitetului în contextul poemului filozofic și... O prea frumoasă fată. Pentru cele 60 de poezii pe care Eminescu însuși le-a încredințat tiparului, inclusiv poeziile din adolescență, el a scris mai mult de 6.000 de pagini. Se poate vorbi aici de un eroism autocritic al artistului. Manuscrisele conțin amprenta vie a personalității, a vieții. Conțin chiar și o amprentă propriu-zisă. Manuscrisele conțin ceva din avântul grandilocvent al tinereții. Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor. Cum soarele, soarele, un nor de aur din marea de amar. Manuscrisele conțin mândria juvenilă de a fi ajuns colaborator la convorbiri literare. Mai târziu, totuși foarte devreme, apare înțelepciunea. Am înțeles că un om poate avea totul, neavând nimic. Din sutele de gânduri interesante notate în manuscrise, o definiție a inteligenței. Inteligența e putința, buna credință e voința, de a vedea și reproduce obiectiv cele ce există și se întâmplă. O notație dureroasă cu mult anterioară îmbolnăvirii. Ochii, urechile, creierii mei sunt o rană mare, cumplită, sensibilă, care la atingerea sunetului, luminii,
pipăitului mă turbează de durere. Este și haz de necaz. De poftiți la nemurire, cât o am, o dau acuș ca să cumpăr, dragii mele, o pereche de mânuși. Sunt și accidente. Sunt și notații de dragoste. Numele iubitei în variante parcă fără număr. Cunoscute sunt cele 3-4 mii de pagini care păstrează urmele muncii depuse pentru însușirea unei culturi cu caracter universal. Unul din orarele de student. Alături lista cursurilor și profesorilor la studiul științelor juridice și filozofice. Atunci, în timpul studenției, s-a format concepția lui Eminescu despre cultură. Și nu numai că nu-i mărginită la un singur teren, ci universalitatea e chiar semn distinctiv al culturii. Cel puțin fiecare parte a ei se măsură după măsura universalității în care ea se mișcă. Orice răsad al culturii trebuie să pornească iarăși de la știință. Nu se poate semăna făină, ci iar numai grâu din care se face făină. Alăturăm observarea cum că limba, alegerea și cursivitatea expresiunii în expunerea vorbită sau scrisă, e un element esențial, ba chiar un criteriu al culturii. S-a păstrat în manuscrise traducerea aproape integrală a criticii rațiunii pure de Kant, cea mai masivă urmă a muncii lui Eminescu pentru însușirea unei vaste culturi filozofice. Manuscrisele sunt pline de notații în acest domeniu. Democraten, democraten, social-democraten... Îl obsedează pe Eminescu. Pe altă pagină, el caligrafiază numele lui Karl Marx. Eminescu își formează o serioasă cultură umanistă, studiind latina și cultura antică în general, studiind limbi orientale, dar și filozofie orientală, mai ales hindusă. Sunt studii foarte serioase de slavonă și de tot ce ține de trecutul limbii și literaturii noastre, studiind limbi și literaturi moderne. Studiile lui de lingvistică au ca parte importantă culegerea folclorului. Îl preocupa în cel mai înalt grad istoria și mai ales istoria României. Din studiile istorice au apărut multe din operele lui Eminescu și multe proiecte de piese de teatru. Până la 33 de ani, când s-a încheiat viața intelectuală a lui Eminescu, el n-a terminat niciuna din piese. Avea multe începute, sute de pagini lucrate. Eminescu a avut cunoștințe aproape de nivelul specialiștilor în economie politică, sociologie, drept. Ca un școlar conștiincios, a luat studiul matematicilor de la început, ajungând mai departe decât materia de limbă.